supranumită și usturoiul sălbatic, leurda crește în păduri cu soluri umede. Este o plantă perenă, iar frunzele sale, cu un ușor iz de usturoi, sunt o sursă bogată de sănătate, mai ales când sunt consumate crude, în salate. Pentru alimentație și preparare în stare proaspătă, se recoltează frunzele fragede, tinere, în lunile martie și aprilie. Numele latinesc al leurdei este Allium ursinum, usturoiul ursului, în traducere. Este o plantă medicinală, care crește în zona alpină sau în câmpii cu sol fertil, iubitoare de umiditate, pe tot cuprinsul României. Cunoscută ca remediu din vechime, leurda este unul dintre leacurile din lunile de primăvară pe care natura le oferă pentru ca organismul să se curețe de toxine și să-și întărească sistemul imunitar. Frunzele sunt lungi și lucioase, iar florile sunt grupate, de dimensiuni mici și au culoare albă. Planta seamănă cu usturoiul la gust și se folosește și sub formă de condiment în gastronomie. În scop culinar și terapeutic se folosesc frunzele, culese primăvara, proaspete care au componente asemănătoare cu cele ale usturoiului, predominând sulfura de alil, care imprimă gustul și mirosul caracteristice tuturor speciilor din genul Allium. Leurda conține, de asemenea, carotenoizi, vitaminele A și C, vitamine din complexul B, lebuloză, ulei eteric complex, săruri minerale, calciu, fier, fosfor, natriu, magneziu, cupru și proteine. Pentru organism are efect depurativ, detoxifiant, antiseptic, antiviral, antimicrobian, rol imunomodulator, acțiune antihipertensivă, vasodilatatoare periferică, hipocolesterolemian, antitrombotic, fluidifiant sanguin și antiplachetar sanguin, acțiune bronodilatatoare, expectorantă și antitumorală. Sub formă de infuzie sau de copt, leurda este indicată în hipertensiune, ateroscleroză, scade nivelul colesterolului, insuficiența biliară, afecțiuni ale căilor respiratorii superioare, insomnie, amețeală, depresie, gută, boli cardiace, boli gastrointestinale, dizenterie, paraziți intestinali, afecțiuni ale plămânilor, gripă sau cefalee. În uz extern, sub formă de cataplasme sau comprese, leurda ameliorează simptomele leiunilor cutanate cronice, scrofulozie, herpesului, furunculelor, eczemelor sau durerilor reumatice. Pentru alimentație și preparare în stare proaspătă, se recoltează frunzele fragede, tinere, în lunile martie și aprilie. Trebuie mare atenție când o culegem, pentru că frunza este foarte asemănătoare cu cea de mărgăritar, care este toxică și nu trebuie confundată. La recoltare, se taie cu un cuțit, pentru a nu scoate afară planta cu tot cu rădăcină, care trebuie să rămână în pământ pentru a permite regenerarea plantei. Pentru o porție delicioasă de salată cu leurdă, se prepară o mână de frunze proaspete, care se spală bine, se taie mărunt și se pun într-un castron. Se amestecă cu o linguriță de oțet de mere, un vârf de cuțit de sare și o jumătate de linguriță de ulei, după care se consumă în maxim 30 de minute de la preparare. Într-o cură cu leurdă, se consumă o astfel de salată o dată pe zi, dimineața, la prima masă, înainte de a începe să consumă alte alimente. Este extrem de bine tolerată de ficat și, deși are un puternic miros de usturoi, nu dă respirației izul neplăcut ca în cazul usturoiului. Leurda are însă și câteva contraindicații. Consumul acestei plante nu este recomandat în perioada alăptării deoarece poate modifica gustul laptelui matern. Persoanele cu stomac sau colon sensibil trebuie să o consume cu precauție, deși este mai bine tolerată decât usturoiul. Leurda este planta medicinală vedetă a primăverii, datorită efectelor sale curative.